Da. Și am zis că nu o fac, dar uite că o fac. O fac pentru că... Aia e pătura lui Sache din spate de acolo. Vorbesc de review, de review zic. Review la Passat CC 2009, mașină proprie și personală, cumpărată de la 0 km, ajunsă la 96.939 de km, cu toate reviziile făcute la timp, o foarte mare parte din ele la reprezentanță, pentru că lucram acolo și na, era mai simplu să fac și să am și istoricul de kilometri, că istoricul de kilometri nu poate fi verificat decât dacă ai intrări în service la reprezentanță. Dar asta este un alt subiect și vom discuta și despre kilometri, probabil dacă mai ține mult COVID-ul ăsta, pentru că na, de plictiseală simt nevoia să fac lucruri, nu știu, poate utile pentru alții. Bun, și acum să revenim la Passat CC, an de fabricație 2009, motor 1.8 TSI, 160 de cai, cutie manuală. V-am spus, este mașina mea de la 0 km, nu mai rău să vă povestesc cum am intrat în posesie și de ce. Mi-a plăcut foarte mult modelul la Vortex și am mai luat o mașină, noi mai având două Volkswagen-uri cumpărate tot de la 0 km de la reprezentanță, ca așa, na, pasionați de mici, ca să zic așa, și eu și tata, am investit în mașini, nu în alte lucruri, din păcate. Bun. Și atunci am luat mașina asta, mașina asta, după ce am achiziționat-o, nu a primit foarte multe modificări decât un kit de airline exterior, original, o să-l vedeți în următoarele cadre când o să filmez mașina de afară, jantele pe 18 cu care mașina a venit dotată, dacă nu mă înșel, Daytona se numeau ele, în configuratorul de la Porsche. Da, a trecut mult timp de atunci și e posibil să mai uit și eu, așa că dacă am uitat sau am greșit sau le-am botezat, n-am nici miel de dat că e criză și nu vin oameni la vopsitorie, dar na, mă corectați voi acolo și eu vă acord respectul meu propriu și personal. Bun, mașina a primit un set de arcuri H&R de 9, pentru că era foarte rigidă, culmea, suspensia de 9 mașina fiind. Și a primit un set de arcuri H&R, nu pentru că era foarte rigidă, ci pentru că era foarte înaltă. S-a schimbat comportamentul mașinii, a fost numai ok cu arcurile sport, care la un moment dat au început să scârție undeva la, eu știu, vreo 7 ani de utilizare, au început să scârție și am renunțat la ele. Era mașina, tata a folosit mașina în timpul ăsta, adică n-a fost mașina mea. Eu am avut un Passat 2.0 TDI Pompediuze, care am făcut undeva la 200 de km, Passat normal variant, și el a folosit mașina asta. Bun, asta a fost o mașină din punctul meu de vedere foarte îngrijită, pentru că tata este un tip foarte corect și la locul lui, ca să zic așa, adică nu mai avea vârsta mea, să zicem, unde să zici că ar fi abuzat-o mașina sau n-ar fi întreținut-o. Mașina nu a circulat iarna niciodată. Acum mai nou, de când am luat-o eu, am mai mers cu ea iarna așa, dar în rest nu, mașina nu a circulat pe perioada iernii. Problemele pe care le-am întâlnit de când am mașina. Păi, în prima parte a vieții mi s-a defectat un cablaj de la clapeta de accelerație. Culmea, n-am mai mers mașina într-o zi, am sunat la platformă, mașina era în garanție. Reparația s-a efectuat pe garanție. Alte probleme. Am schimbat burdufurile de planetare acum la 90 ceva de mii s-au fisurat. De ce oare? Nu știu. Am schimbat amortizoarea, am schimbat articulații. La, cred că 70 de mii de kilometri, mașina nu mai prindea stopurile pe spate și tot ce însemna cablaj la stopurile spate s-a tăiat. Ca și cum, nu știu, a venit neamțul din portbagaj. Nu știu dacă știți, dar fiecare mașină eu consider că are cât un neam sau japonez sau de ce producție este mașina și doarme în portbagaj. Și el noaptea, când mașina este parcată, repară la problemele mașinilor care apar. Și de așa îmi place să zic, pentru că la mașinile vechi, de exemplu, ați văzut că apar probleme și peste noapte se repară singure. Și atunci, probabil că neamțul meu a fost supărat, într-o zi a venit beat acasă și a zis să-i tai l-asta, mă, firele de la stopuri, că aia e. Mașina asta și celelalte mașini pe care le-am avut de la 0 km îmi întăresc convingerea că există dublu standard în producția de mașini pentru Europa de Est și Europa de Vest. Mă băteam cu pumnii în piept vizitând fabrica de la Wolfsburg și fabrica BMW din München,
mă băteam cu pumnii în piept că nu există dublu standard și că ar fi foarte complicat să o facă. E, uite că acum mi-am schimbat părerea, pentru că am avut 3 mașini luate de la reprezentanță 0 km și sunt ferm convins că, de exemplu, Golful GT avea rulmenți pe care scria, rulmenții de la roți, scria ca și producător Turcia. Sunt ferm convins că o mașină de Europa de Vest nu are aceste subansamble care sunt la alte calități, cum sunt piesele OE versus piesele de producător. Dar iarăși intrăm în discuții și în teoria conspirației și nici nu are importanță. Cert este că mașina asta, cu problemele ei, la doar 90.000 de kilometri și la 11 ani de utilizare, și utilizare mai mult decât normal, adică nu poți să zici, bă, a fost a unei bătrânici care s-a dus cu ea până la piață și ținea ambreiajul călcat la jumate, mi se pare că are niște probleme așa care nu ar trebui să existe. Cum e rugina la pragul din dreapta? What the fuck, man? Rugina acolo? Am avut acum o lună un Passat CC care a venit la noi la atelier să-și remedieze problema asta cu rugina de sub bandourile ușilor și rugina de la praguri. Și am zis noi, a, are 400.000 de kilometri, a fost exploatată greșit, a, nu știu ce, nu știu cum. E, uite că n-a fost așa și uite că am pățit și eu același lucru, așa că dacă sunteți posesori de Passat CC prima generație, ca și mine, verificați-vă la praguri acolo, la cheder, dacă aveți rugină, verificați-vă cablajul de la clapeta de accelerație, verificați-vă cablajul de la stopurile spate, să nu vă treziți că vă ia foc mașina în parcare și nu mai aveți nici ce să vindeți nici pe 2000. Așa. Legat de mașină, mașina este un Passat normal, adică este pe șasiul de Passat limuzină B6, cu un tren de rulare în echiparea Sportline. În momentul în care Passatul CC a apărut pe piață, echiparea Sportline de la Passatul B6 a dispărut și a mai rămas doar Trendline, Comfortline și Highline. Este o mașină cu PM4 uși, pentru că respectă niște reguli, nu are ramă la geam și așa mai departe, tot felul de tâmpenii de-astea din punctul meu de vedere. O mașină cu PM, o mașină în două uși, așa e normal, și cu un portbagaj care se deschide fără lunetă, dar na. Probabil că există tot felul de șmecherii de-astea legislative și atunci și Passatul CC este o mașină cu PM4 uși, chiar dacă sună aberație, cum sună propulsia spate versus tracțiune în spate, dar asta e partea corectă a lucrurilor și atunci trebuie să o respectăm așa cum este. Nu am avut probleme de ordin tehnic sau al motorului sau consum de ulei, cum toată lumea mă întreabă, ai Passat CC, nu-ți consumă ulei? Da, nu-mi consumă ulei pentru că am doar 96.000 de kilometri, nu 396.000 de kilometri reali, cum sunt mașinile vândute din Germania, care voi nu vă puneți problema că pe Autovit mașinile sunt mai ieftine cu același număr de kilometri decât sunt în Germania. Și atunci, vreți să fiți mințiți? Sunteți genul de oameni, nu toți, cei care cumpărați mașini second hand cu proveniență îndoielnică, sunteți genul de oameni care vă place să fiți mințiți, vă place să auziți ce vreți voi să auziți și sunteți genul de oameni care considerați că a voastră poate este aia norocoasă. A voastră poate chiar are 130.000. E, dacă consumă ulei, vă spun eu că n-are 130.000. Așa se manifestă mașina când trecem peste trecerea la nivel cu calea tramvaiului de la intersecția Iancului cu viteza de 40 de km la oră. Am să vă filmez și în interior, dar în momentul în care mă voi opri, pentru că o să mă judece lumea că filmez în timp ce conduc și nu am voie, iarăși o altă aberație, adică n-avem voie să ținem telefonul în mână, să vorbim la el că ne ocupă o mână, că dacă mașina ar fi cutia automată, oricum mâna aia n-avem ce face cu ea. În schimb, avem voie să filmăm dacă telefonul este în suport sau să facem live. Așa e legea. Problema nu este că telefonul îți distrage atenția în momentul în care vorbești cu cineva și îți spune că nevasta te-a înșelat cu vecinul de la 3. Problema este că îl ții în mână. Acolo e logica noastră. Dar, na, astea sunt alte probleme și nu am intrat aici pentru a discuta asta. Am intrat să discutăm despre Passat CC primăvară. Și cum mă așteaptă copilul sus, îi trag repede o tură așa, că n-am timp mult de discutat aici. Da, și vă spuneam, avem aici prelungirea Airline, da? Avem emblema și masca și maștile proiectoarelor și așa mai departe vopsite în negru lucios, oglinzile vopsite în negru lucios, arcurile H&R nu mai există, praguri Airline, ornamentele cromate negru lucios, eleronul de Airline și atât. Astea sunt toate modificările
În rest, mașina este așa cum a venit ea de la fabricuță. Nu i-am făcut alte modificări. E o mașină frumoasă, are o linie interesantă, pot să spun eu, după atâta timp. Nu se învechește, că ăsta e secretul la designul ăsta așa conservator, ca să zic. Da. Dacă vă place, vi se pare util, vi se pare ok, vreți să discutăm despre model, vă aștept în comentarii. Până atunci, vorba aceea, o zi bună și un praz verde. Cel mai mult îmi place când filmez și trebuie să mai filmez o dată, pentru că telefonul meu nu a înregistrat cu sunet. Cum ne explicăm treaba asta? Nu știu. Focusem un POV de 2 minute în care mergeam cu mașina asta pe stradă și am făcut și niște reprize de 50, 120, nu mai știu. Dar nu e cu sunet. De ce nu e cu sunet? N-am să-mi explic, poate puteți voi să-mi explicați. Cine are iPhone ăsta X cu 3 camere semi-decomandate, poate poate să-mi explice și mie de ce are momente când filmează fără sunet. Partea de POV mi-a filmat-o fără sunet, partea în care am filmat rugina de la Prag a fost tot fără sunet. Bun, mașina este pornită acum cu rezerva aprinsă, cum e obișnuită și cum știți foarte bine. Când ne deplasăm, numai pe rezervă, băgăm de 2-3 litri benzină. Am stat toată noaptea și m-am gândit, bă, să-l public, să nu-l public clipul ăsta. Până la urmă, hai să hai, mă, să-l public, că vorba aia, la 30.000 de vizualizări faci $3, Daniele. Și e șmecherie pe criza asta, acum să tot faci clipuri de-astea, nu e lume pe stradă, vorba aceea. Bun, nu mai știu dacă v-am povestit de plafon. Am povestit că s-a desprins plafonul, nu e vina plafonului, e vina noastră că l-am spălat. Că așa a fost și butonul ăsta care s-a cojit la 3000 de kilometri și cei de la Porsche mi-au spus: ai dat tu cu o soluție, nu e garanție. Păi stai, mă, frate, am dat cu soluție doar pe butonul ăsta? N-am dat, adică dacă am dat cu soluție, n-am șters și eu tot bordul peste tot? N-am dat cu soluție? În sfârșit, astea sunt alte probleme de garanție și alte discuții. Nu, am zis-o întotdeauna și o să o repet și o să mor cu vorba asta, vorba aia. Nu condamnați marca pentru oamenii care o reprezintă în țara respectivă. Asta nu înseamnă că asta înseamnă politica Volkswagen sau asta este ceea ce reprezintă ei. Asta înseamnă că sunt niște oameni care încearcă să se mai eschiveze așa de la lucruri. În sfârșit. Am făcut o pauză să verific dacă am înregistrat cu sunet până aici, că era păcat de Dumnezeu. Da, știu că mulți o să mă întrebe, am stat și m-am gândit la chestia asta cu consumul. Zic, bă, nu le-am zis oamenilor de consum, că știi, românul, vorba aia, când își ia mașina, cel mai important e consumul. Băi, consumul la mașina asta stă în felul următor. Avem 11,4 consum mediu în... stai un pic, 11,4 în... 1923 de kilometri din, cum să spun eu, ăștia 1923 sunt făcuți numai în oraș. N-am ieșit cu mașina asta nicăieri, absolut. Ies acum la benzinărie, dar asta e altă discuție. Ăsta este consumul mașinii într-un mers normal în oraș, cutie manuală. Ce să zic, mai vede și o șpanetă pe zi, că vorba aia îi face bine să se mai desfunde, să mai facă una alta. Domnii de la poliție veghează, să nu cumva să împrăștiem virusul. Domnii de la primărie repară strada. Mă bucur că au și mască, nu toți. Aia e. Bun, accelerație în treapta a doua, pentru că mașina are și un soft, stage 1, de la 3000 de ture. Vedem bordul. Aole, e roșu. Da.
Asta am făcut-o așa pentru fun, nu pentru bani, pentru că mai am și treabă, n-am timp de review-uri toată ziua și mă și deranjează faptul că trebuie să trag o dublă. O să vă las și filmarea inițială, chiar dacă e fără sunet, îmi pare rău. O să vă arăt și partea de rugină, chiar dacă am mai filmat-o odată, dar la fel e fără sunet și asta fără sunet chiar nu mai are niciun Dumnezeu. Am să parchez mașina, am să vă dau jos și am să vă arăt unde am descoperit problema și am mai văzut-o la o altă mașină. Deci posesorii de Passat CC 2008, 2009, 2010, eu știu, 2011, e bine să verificați și voi, să n-aveți acolo un început de rugină, pentru că e precum cancerul și mai repede îl depistezi de la început decât să-l lași până când trebuie schimbat tot pragul sau eu știu ce și cum o fi trebuit schimbat pe acolo. Da, îmi pare rău pentru tine, micuțo, dar asta e viața. Ce să facem? Trebuie să facem bani. Te-am scos la produs. Bun. Hai să vedem. În partea stângă nu există problema, dar există aici, în dreapta. Uite, vezi? Și acum e apa aici. Mașina am spălat-o ieri. Se vede cum chiederul ăsta ține apă. Eu consider că e o problemă de fabricație. Acest cheder ține apă. Deci dacă aveți... dacă aveți mașina asta, vă rog să verificați acolo, pentru că este spre binele dumneavoastră. În partea stângă nu există problema asta. Nu este absolut nicio problemă aici. Nici un pic de ceva, de nimic. Da, în sfârșit. Da, mă, și pentru că m-am uitat acum la editare, că mai aveam de făcut niște lucruri de editat și de făcut, am zis, băi, mai am uitat să le zic oamenilor, da. O mare problemă este această bucată aici neagră de plastic care se crapă în timp la majoritatea modelelor, deci v-aș recomanda să puneți o folie de protecție pe ea, pentru că sigur se crapă de la soare. Ce voiam să vă mai arăt, pentru că sunt ferm convins că mulți nu știu, este faptul că dacă lași maneta pe stânga cu cheia scoasă din contact, rămâne poziția doar pe stânga, față și spate, aprinsă. Sau dacă ți alegi partea dreaptă, rămâne poziția pe partea dreaptă, aprinsă. L-aș fi oprit pe băiatul ăsta să-l întreb dacă el are următoarea chestie. Reglaj pe înălțimea centurilor la BMW, mai greu. Și testul de mașină bună. Dacă se strânge așa, înseamnă că e mașină bună. Dacă se trântește, nu este mașină bună. Sper că v-am zis de toate cele. Sper că v-am zis de toate cele despre Passatul CC. Dacă v-a plăcut, dacă vi se pare util, nu trebuie să faceți absolut nimic. Nu dați nici like, nici share, nici nimic. Dacă aveți nevoie de informații, întrebări, sunt două variante foarte simple pe care putem să le abordăm și asta o dau tot așa ca să le dau la fileu. Băieților, avem 5 euro pe Patreon la Stax. Intrați acolo și îmi puneți câte întrebări vreți voi de 5 euro într-o lună de zile și eu vă răspund din când în când. Sau 100 de lei pe Revolut. Intrați cu mine o oră cu FaceTime sau fără, în care puteți să-mi puneți tot ce vă trece prin cap, să mă întrebați, să vă arăt și tot felul de lucruri. Hai, criză, trebuie să facem bani, frate.